La fața locului au ajuns pompierii SMURD, cei de la descarcerare, dar și mai multe echipaje de poliție pentru a le veni în ajutor tinerilor accidentați. Conform acestora, un autoturism vira cu viteză excesivă pe drumul național 67 și fără să se asigure, șoferul bolidului a intrat într-o depășire periculoasă. Atunci când a văzut că în fața sa este o mașină ce virase deja la stânga pentru a intra pe un drum lateral, șoferul primului autoturism nu a mai putut evita impactul, izbindu-se violent de acesta. Mașina a plonjat în șanț, iar două persoane au fost aruncate direct pe marginea drumului. Vineri noaptea, în jurul orelor 1:20, Isu Goș a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe raza localității Bălești, în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului rezultând 5 victime cu vârstă până în 24 de ani, dintre care una era decedată. La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu cu autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de transport victime multiple și o ambulanță SMURD, precum și trei ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Goj. Cele patru victime au fost preluate și transportate la UPU Târgu Jiu. Tânărul de 24 de ani a murit pe marginea drumului, în timp ce prietenul său de doar 19 ani a fost dus de urgență la spital. La câteva ore de la accident a fost declarat și decesul acestuia. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat că un tânăr de 24 de ani din comuna Bălești, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67 Bălești, a efectuat virajul la stânga spre un drum lateral, moment în care a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani din aceeași localitate, care se angajase în depășirea neregulamentară a acestuia în zona de acțiune a indicatorului depășirea interzisă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitatea împrejurării producerii evenimentului în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ceilalți trei tineri implicați în accident se află în spital în stare foarte gravă. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.